Cred că nu mai am audiență azi. Ok, gata, am făcut-o. Așa, m-am demis dintr-o lume și am sărit în alta. Și mai am, văd că am mai sunat, nu știu cine, telefoanele le suprapun și atunci poate fi oricine, poate fi sora mea, poate fiica mea, poate soțul meu, cine știe cine sună, știi? Se suprapun și telefoanele. Așa. Da. Sunt depășită, mă simt așa bine și e ceva, niște problemele se dizolvă în mine, simt. Așa. E ceva de bun simț care te face să te mai gândești. Da, ai făcut bine ce ai făcut, da, ai lăsat acolo, nu știu ce, da, nu știu ce, da, nu știu cum și mergi, mergi și te caută, nu știu cine te sună, dar eu am pe silence tot timpul, eu nu răspund. Eu cu ai mei de acasă nu răspund dacă n-am chef, da, păi minte, nu știu cine de, nu știu unde, știi ce zic? Bun. Deci, așa. Și când sari în altă lume și da, ții hățurile vieții, că ai putere, dragoni putere, ești într-o viteză nebună, reușești toată ziua tot, faci dregi și seara ești mândră de ce ai făcut. În timeline poți să sari unde vrei, ca să te simți cât de cât acoperită pe zi, să zicem, da? Câțiva ani ai făcut, ai trăit ziua într-un fel, da? Și sare în timeline-ul ăla unde ai trăit-o așa. De azi de dimineață până seara am căscat gura, nu știu pe unde, m-am dat cu părerea, nu știu unde, am mirosit nu știu ce produs, am gustat de nu știu ce, da? Ei, am sărit acolo și ziua aia poate să perpetuie și să fie tot timpul. Ok. Ce vreau să zic? Dar de ce așa mai închis, era mai deschis tot timpul? Da, ciudat, las că nu uite ceva. Așa, la produse am fost și am vrut să miros un... cred că nu... Când ți se spune că nu, la ceva, la orice, înseamnă că nu ești în pădurea ta, da? Ai plecat de acolo. Ți s-a spus odată, de două ori, de trei ori la servici că nu, ceva referitor la ceva, ai plecat de mult. Te întorci în timp și nici n-ai lucrat la servici, la jobul ăla, știi? Nu, nu ai treabă și n-ai avut treabă. Și asta vreau să zic. Când așa, m-am dus să miros un balzam de păr nou făcut, un produs. Așa, eram curioasă și într-un loc l-am mirosit, am putut și aici n-am mai mirosit. Am vrut să deschid și mi s-a spus și mi s-a arătat că nu se pune mâna, nu se deschide, nu se miroase. Dacă nu se pune mâna, nu se deschide, nu se miroase, se pune un produs care e deschis tot timpul și omul vine și bagă nasul acolo, că e ceva după ce îți speli părul și te ungi pe cap și poți să nu-l clătești. Păi omul dă bani, asta unde mintea trebuie să fie, să dai banul, că așa făceam, dădeam banul și plecam. Bine, l-am mirosit, dar mai era încă unul, eram curioasă de ălălalt. Din alte plante făcut. Și l-am mirosit data trecută și m-am zis că da, nu, e interesant. Mirosul. Adică nici cum. Ăla natural e nici cum. E chiar pute. Și nu, dacă nu ești lăsat să miroși cu ce te dai și nu clătești, nu știu dacă eu am aruncat asta în spațiu, îmi retrag, accept că e așa, retrag, da? Și văd cum rezolv. Sau nu mai e parfumeria aia deloc, da? A greșit odată, nu o șterge de pe fața pământului. Ei, nu?
A greșit odată, bun, greșit, la revedere, drum bun. În locul ei apare altceva, se dezvoltă altceva. Bun. Și asta ziceam, când sari în altă lume, nu mai ai treabă cu nimeni, cu... Îți vezi de treaba ta, că îți merge, că nu-ți merge, culmea e, nici tu nu știi. Înțelegi unde suntem? Despre ce e vorba? Nici tu nu știi, măi, am făcut bine, n-am făcut bine, mergi pe intuiție, doar pe intuiție. Nu te gândești la, dar mâine ce, dar ieri ce? Ok.